deci mi-am descoperit diabetul de tip 2 acum vreo 10 ani, absolut întâmplător. Medicina muncii cu analizele uzuale, mă rog, a semnalat niște glicemii mult mai mari decât normal, a urmat analizele cu diagnosticul diabet de tip 2. Vorba aia de ce ți-e frică nu scapi, de asta n-am scăpat nici eu, pentru că mama mea a avut diabet de tip 2, fratele meu a fost și el ulterior diagnosticat cu diabet de tip 2 și fără nicio legătură cu asta și soțul meu are diabet de tip 2. Deci suntem mulți. Inițial știam ca toată lumea că e o boală care nu se vindecă cu absolut nimic, că trebuie ținută sub control valoarea glicemiei, că se poate ajunge la insulină, că trebuie luate medicamente. Aflând că ar exista și opțiunea vindecării totale, inițial nu prea am vrut să cred, dar am zis că trebuie să citesc și să mă informez ca decizia pe care o iau să fie una corectă. Și am făcut lucrul ăsta. Am venit la clinica Ensar Duman, am întrebat tot ce am avut de întrebat despre intervenția asta și am optat anul acesta, nu anul trecut, pentru că am așteptat să treacă pandemia, care tamam bine s-a declanșat când am vrut eu să mă operez. N-a ținut cont de dorința mea pandemia asta. E, anul ăsta am decis să fac totuși operația, pentru că, dată fiind vârsta mea, trecerea timpului nu rezolvă problema, ci mai rău o complică. Drept care am revenit aici, oamenii s-au ocupat de mine, mi-au răspuns la întrebări, am decis să fac operația și am început, încetul cu încetul, să le facem pe toate. M-am deplasat la Istanbul, acolo mi s-au făcut toate investigațiile de rigoare, am avut mare ajutor translator, vorbitor de limbă și turcă și română, ceea ce a fost foarte important. În cursul aceleași zile am avut întrevederea cu domnul profesor, care a decis să facem intervenția peste încă o zi. M-am internat la clinica Etiler, m-am operat. Așa, ca o paranteză, nu a fost mai greu decât la operația de apendicită, ca să vă dați seama cam cum a funcționat toată povestea, dar a fost mult mai civilizat. Adică ceea ce mi s-a întâmplat acolo, eu am văzut doar în filme. Am funcționat la 4 ore după operație, am mers pe holuri, m-am plimbat, m-am mobilizat, a fost ok. În spital am stat 5 zile cu totul, până mi s-au scos cele două drenuri și apoi am mai stat 3 zile la hotel să fiu în apropierea clinicii în cazul în care ar fi fost nevoie de ceva. Nu a fost nevoie de absolut nimic. Vreau să spun că nici măcar un calmant n-am înghițit toate zilele astea. Am umblat 3 zile prin Istanbul, de m-au durut tălpile, dar în niciun caz operația sau altceva. Și m-am întors și după 12 zile de la intervenție mi-am reluat munca. Asta fac și acum. Urmează controlul la o lună după operație. Chiar astăzi s-a împlinit fix o lună de când a avut loc intervenția chirurgicală. Acum mă duc la controlul de o lună. Sper să fie totul în regulă. Îmi monitorizez glicemiile așa cum am fost sfătuită dimineață și seară și sunt valori super ok. Nu mi se administrează niciun fel de medicație legată de glicemii. Tot ceea ce au sunt niște suplimente, apropo de aportul de vitamine, de proteine, pentru că există o dietă pe care am optat să o țin în perioada asta, așa cum am fost sfătuită. Mă simt ok, muncesc, ce spun mai mult de atât? Pentru mine a fost foarte, foarte important că am găsit aici în București și că există clinica Ensar Duman. Pentru că suportul pe care l-am primit din partea lor a fost unul extrem de folositor pentru mine. E greu să te descurci într-o țară în care n-ai mai fost, cu o limbă pe care nu o cunoști. Am avut în permanență pe cineva lângă mine. Am avut transport de la aeroport, am avut translator, am avut persoane din partea clinicii care au stat inclusiv lângă mine la hotel și care m-au ajutat și să ajung la clinică. Efectiv, nu a trebuit să depun nici un fel de efort. Am fost ajutată în tot ceea ce am făcut, ca un copil. N-a mai fost nevoie de contribuția mea în niciun fel.
Nu mi s-a mai întâmplat, am vârsta pe care o am și trăiesc în România de foarte multă vreme. Așa ceva, sincer vă spun că nu mi-am imaginat. Nici prin cap nu mi-a trecut. Faptul că recomand operația, intervenția asta oricărui bolnav de diabet de tip 2, care este potrivit pentru așa ceva, nici măcar nu cred că trebuie să spun eu chestia asta. Un om trebuie să țină, gândesc eu mai întâi și mai întâi, la sănătatea lui, de a cheltui niște sume pe haine, pantofi și mașini. Nu cred că folosești, nu te poți bucura de nimic dacă nu ești, în primul rând, sănătos. Ăsta e cel mai important lucru.